Cazurile tot mai dese de infecții respiratorii și gripă au determinat conducerea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu să ia măsuri de reducere a programului de vizită. Pacienții mai pot fi vizitați de rude în timpul săptămânii între orele 15-17, iar în weekend între orele 12-15. Programul a creat nemulțumiri în rândul celor care au vrut neapărat să ajungă la bolnavi în afara orarului stabilit. Stau și aștept că eu nu am voie să intru cu certificat de handicap în geantă, pentru că sunt oarbă de un os. Sunt măsuri luate ca să nu se mulțească infecțiile. Știu și măsurile astea, dar nici eu nu vin de drag pe aici. Am văzut o îmbunătățire în asta, dar din când în când e programul atât de... Nu ne putem descurca și nu ne putem. Vrem să-i ajutăm, vrem să fim lângă ei. Nu zice nimeni, respectăm niște reguli. Dar haideți să le creăm de așa natură și dimineața și după amiaza, o oră acolo în care să putem să le mai aducem ce au necesar. Poate au nevoie de medicamente. Ce fac? Stau până la 3 aici? Aștept până la ora 3? Exact cum zice domnul. N-au apă, n-au mâncare, n-au de igienic. Oamenilor nemulțumiți le-a fost comunicat că măsurile sunt pentru binele celor internați în spital. O simplă infecție respiratorie ar putea fi fatală unui bolnav. Din acest motiv, la terapie intensivă, aparținătorii pot intra doar cu acordul medicilor, preț de câteva minute. În plus, oricine intră în spital trebuie să poarte echipament de protecție. A crescut numărul de infecții și respiratorii, conducerea spitalului a luat anumite măsuri pentru limitare, și anume a redus programul de vizită al aparținătorilor. Programul este de luni, vineri, între orele 15-17. Au fost achiziționate măști botoșei de unică folosință, s-au achiziționat testele de gripă, totodată au fost achiziționate medicamente, cât și dezinfectant necesar pentru a preveni aceste infecții. În județul Gorj, 45 de persoane au fost diagnosticate cu gripă în ultima lună. Direcția de Sănătate Publică Gorj a primit în ultimele zile peste 2000 de doze de vaccin antigripal de la Ministerul Sănătății, în vederea continuării campaniei de vaccinare a populației.